toate guvernele trebuie să înțeleagă, indiferent care sunt ele, că dacă nu sunt în stare și dacă nu reușesc să colecteze veniturile, eu nu voi susține ca o neîncasare la buget, care de fapt trebuie să genereze o rectificare negativă, să fie mistificată pentru a face o rectificare pozitivă. Trebuie să introducem disciplina financiară în colectarea și cheltuirea banilor publici de la bugetul general consolidat. Și avertizez foarte clar guvernul, pe care și eu și colegii mei îl susțin, să nu se joace cu asta.